Macronism. Un nou cuvânt, macronism, macronismul, bate la ușa dicționarelor franceze și la ușa Europei. De fapt, începe să bântuie ușor prin Europa. Cuvântul macronism deja bântuie prin presa franceză, mediile de informare îl folosesc. Bineînțeles, toată lumea știe astăzi cine este Emmanuel Macron, noul președinte ales al Franței. Mai puțin știm despre macronism, ce înseamnă macronismul. Dar întotdeauna în spatele unui președinte se află și o gândire politică. Ea se impune sau nu se impune. În limba franceză au mai fost astfel de termeni importanți, de altfel, golismul. Știm ce înseamnă golismul. Este chiar gândirea politică a generalului de Gaulle, care a redresat Franța, i-a redat demnitate după al doilea război mondial. A fost un partid politic care s-a inspirat din golism. Golismul știm ce înseamnă și a avut o viață glorioasă. Și în acest moment, când în Franța este pronunțat numele acest termen, golism sau în străinătate, există un fel de respect în interiorul cuvântului, eman, un fel de respect. Destul de interesant a fost termenul mitterandist, mitterandism, de la François Mitterrand, președintele socialist al Franței, care a stat la putere 14 ani, deci un cuvânt, mitterandismul, care a avut timp să se instaleze și să facă pui, de altfel. Chiar și astăzi se vorbește despre generația Mitterrand sau generația mitterandistă. Mai puțin glorioase au fost alte concepte precum chiracismul sau sarkozismul sau olandismul. Acum, spuneam, bate la ușă acest termen nou, macronismul, macronism, care pare să fie o sinteză, pare să fie o gândire politică de tip nou, care are și șansa de a reuși, pentru că, de fapt, ce își propune Emmanuel Macron cu mișcarea sa En Marche? Să culeagă energie din toate zonele progresiste sau din toate zonele republicane ale peisajului politic francez, de la dreapta, de la stânga, tot cei care vor să schimbe ceva și să întinerească, de fapt, viața politică franceză, sunt bineveniți în spațiul macronismului. În acest moment chiar asistăm în Franța la tulburări politice, în sensul că există o criză de nerv a unora dintre partidele politice tradiționale. De fapt, sunt patru blocuri care vor să devină partidul numărul unu de opoziție. Socialiștii, dreapta republicană, extrema stângă, extrema dreaptă. Vom vedea dacă macronismul va însemna cu adevărat o viziune capabilă să restructureze energiile politice ale Franței, dar într-un fel și să relanseze Europa. În acest cuvânt macronism există și o conotație europeană, pentru că totuși să ne amintim, Franța pe data de 7 mai a votat în favoarea Europei. Cu foarte multe voturi care, sigur că au fost mai amare și care sunt pline de îndoială, dar totuși, Franța a spus da unei Europe care merită să-și continue destinul. De altfel, Macron s-a afișat de la bun început ca un președinte pro-european, convins și clar. Personal, cred că venirea lui Emmanuel Macron la Palatul Elisee este o veste bună pentru Europa și pentru România, mai ales pentru că România are în următorii ani motive să colaboreze strâns cu Franța pentru sezonul cultural româno-francez de anul viitor, pentru președinția europeană pe care o asumă în 2019. Ar fi bine, sigur, ca acest macronism care bate la orizont și să reușească să nu fie doar o paranteză de 5 ani, pentru că apoi din nou extremismele, lepenismul de pildă, să revină în actualitate cu șanse de a se apropia de putere chiar mai mari. Macronismul mai înseamnă poate și o nouă generație, generația care are acum 40 de ani, care vrea mai multe uși deschise și vrea să se termine odată cu blocajele pe care generația din 68, le 68, le-a blocat. Nu știm încă bine ce înseamnă macronismul, dar vom auzi acest cuvânt din ce în ce mai des și voi reveni cu definiția lui poate mai târziu.